Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 111 ediție de analize economice, un proiect comun realizat din Dezvitor împreună cu Privesc Iuta. Celelalte ediții le puteți vedea pe pagina oficială a instituțiilor noastre sau pe pagina mea uniți.md. Această ediție este una mai specială. Noi revenim la un subiect ce anume exportul de servicii. În mod special astăzi ne vom opri serviciile IT și BSS, cum serviciile pentru business sau business service sector, sau sectorul serviciilor pentru business în limba română, din cauza că acest sector în 2023 va atinge o performanță de peste 800 de milioane de dolari exporturi, devenind categoric cea mai mare ramură de export, plus totodată la 14 septembrie, prima dată Moldova va avea loc primul summit, primul forum internațional unde serviciile BSS, servicii pentru business, vor fi prezentate, companiile din mai multe țări ale lumii vor veni, Moldova își deschide ușile și sperăm foarte mult că aceasta ne va ajuta să promovăm o ramură economiei cu un potențial destul de puternic de creștere. Astăzi vom prezenta mai multe cifre destul de interesante, care cred că autoritățile noastre trebuie să ia mare atenție la acest sector, care, pe bună dreptate, s-a bucurat și de atenție în ultimii ani de zile, dar a dat și rezultate. Totodată, trebuie să menționez că această ediție noi am realizat-o împreună, parteneriat cu Asociația Profesională a companiilor din sectorul serviciilor pentru business, ABSL, abrevierea este, și cu suportul GIS Moldova. Le mulțumim la toată lumea pentru logistică, pentru suport care ne-au dat, inclusiv pentru datele care ne le-au furnizat, pentru comunicarea care am avut-o cu cei din acest domeniu, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Primul lucru care vreau să-l menționez este că acest sector, în ultimii ani de zile, dar în mod special în anul 2022, este sectorul care ne furnizează forță de muncă și în condiția în care în Republica Moldova, în celelalte sectoare, numărul locurilor de muncă, din nefericire pentru noi, scade, lucru care generează și migrația, în sectorul IT și BSS noi avem o situație mai pozitivă. Aș vrea aici să menționez că 2022 dezăpește prin aceea că dacă în celelalte sectoare ale economiei noi am avut o reducere de 1,6 mii a locurilor de muncă, lucru neplăcut, în sectorul IT și de servicii pentru business noi am avut o creștere de circa, estimativ, datele finale vor fi date de biroul statistic, ceva am întâlnit, dar acum în baza datelor indirecte, estimativ avem o creștere de 2800. Din acest motiv, anul 2022, chiar dacă în celelalte sectoare am avut o descreștere, sectorul serviciilor, în special IT și BSS, ne-a permis nouă să înregistrăm, per final, o creștere de 1200 de locuri de muncă. Deci, scăderea de 1600 a fost compensată de cele 2800 de locuri de muncă create în acest sector de servicii, ele împreună asigurându-ne chiar o creștere. Aici mai trebuie să menționez că noi, din nefericire, după 2019 încă nu ne-am revenit, ce am în vedere, în 2019 în Republica Moldova am ajuns la minimul de jos, cum ar fi 625.000 de locuri de muncă, nu mai vorbesc de perioada când am avut câte 1,5 milioane de locuri de muncă, am ajuns la 625.000 și aceasta este o stagnare timp de 10 ani de zile. 2020, pandemia, 2021, noi am înregistrat o reducere în locuri de muncă pe toate sectoarele și chiar dacă în sectorul serviciilor, în special în sectorul IT și BSS, noi am înregistrat o creștere semnificativă. Vedeți, în 2020 am înregistrat o creștere mai modestă, în 2021 o creștere puternică, în 2022 tot o creștere destul de bună. Această creștere doar a compensat închiderea locurilor de muncă din alte ramuri și în 2022 noi încă n-am ajuns la nivelul anului 2019 și doar în 2023, dacă lucrurile în sectorul de servicii va merge pozitiv așa cum merge, noi vom depăși acel 625.000 de locuri de muncă. Sper foarte mult că în 2023 noi vom avea cel puțin 627-628.000 de locuri de muncă. Când spun locuri de muncă, am vedere locuri de muncă convenționale, plătite pe deplin, deci nu iau și acei jumătate de normă sau ceva, deci eu numărul locurilor de muncă
care sunt în Republica Moldova. Deci asta este prima concluzie. Sectorul de servicii este cel care în ultimii ani de zile nou în principiu ne-a permis cumva să menținem locurile de muncă în țară. Dacă în domeniul IT noi avem nevoie de oameni de o calificare specială care să poată să aibă cunoștință special în sectorul serviciilor pentru business, BSS, cum îl vom spune cât mai des ca să ținem minte că așa IT-ul să o lămățăm. Deci situația este mai simplă, este suficient un tânăr să-l pregătește în dependență de profil câteva luni de zile ca el să poată lucra. În rezultat, fiindcă în celălalt sectoare locuri de muncă se reduc, iar în sectorul de IT și BSS avem o creștere, în 2015 noi am avut 4,35%, anul ăsta am depășit 6% din toată populația ocupată, este în aceste două sectoare ale economiei. Al doilea lucru care se întâmplă, și trebuie să o spunem, este că în 2023 la noi creșterea exporturilor va fi realizată strict din contul serviciilor, din simplu motiv că exportul de bunuri, din păcate, după o creștere spectaculoasă și fără precedent în istoria noastră, în 2023 cel mai probabil vom înregistra o scădere de vreo 400 de milioane de dolari. Dacă vă uitați bunurile, și la noi statistica mai mult operăm cu bunuri, și noi când vorbim exportul, de regulă ne uităm la bunuri, în 2022 a fost de 4,3 miliarde de dolari, serviciile 2,3, total 6,6 miliarde, o creștere pur și simplu inimaginabilă. Comparați cu anul 2020, este o dublare a exporturilor. Însă în 2023 exporturile de bunuri, ceea ce noi cel mai des reflectăm în datele statistice, tendința este una negativă și este legat de mai mulți factori, inclusiv producția agricolă, care în acest an și ca volum și ca preț nu mai este așa acel avantaj care a fost în 2021-2022, plus reexportul în Ucraina cumva se reduc. În total, cred că vom finaliza anul undeva la nivel de 3,39 miliarde de dolari, iar ceea ce ne va permite să înregistrăm o creștere este sectorul de servicii, care în acest an va crește cu vreo 500 de milioane de dolari și pe el total exporturile moldovenești oricum vor înregistra creștere, va fi creșterea modestă, dar va fi o creștere exclusiv din contul serviciilor. Deci noi avem așa ceva, nu am mai avut, noi de regulă serviciile ne-au menținut, dar nu ne-au asigurat chiar așa un suport. În concluzie, serviciile în acest an vor depăși prima dată 40% din tot exportul nostru. Și de aceea eu cred că autoritățile trebuie să acorde o atenție din ce în ce mai sporită serviciilor. Am avut chiar odată o ediție de analize economice și ne-am vorbit secolul 21, secolul serviciilor. Dacă vă uitați aici atent, noi avem servicii începând cu 2010, la noi serviciile se exportă mai mult decât se importă. De fapt, noi balanța comercială pozitivă avem doar la capitolul servicii, iar în acest an cred că vom avea o balanță pozitivă de 1,3 miliarde de dolari, deci 2,8 exporturile, iar importurile vor fi circa 1,6 miliarde, ceea ce trebuie să ne bucurăm. La capitolul servicii noi stăm foarte bine. După cum am spus, din toate serviciile care noi le exportăm, 2,8 miliarde de dolari, 820 de milioane de dolari în acest an vor fi două sectoare, sectorul IT, sectorul serviciilor pentru business. Sectorul IT în 2023 va depăși cel mai probabil 600 de milioane de dolari și vom ajunge în general la 615 milioane de dolari, până ce creșterea este una destul de puternică și bună, plus angajările care se fac ne arată că până ce economia noastră încă mai poate livra forță de muncă în acest domeniu și prima dată sectorul de servicii pentru business va depăși 200 de milioane de dolari, cel mai probabil vom fi la 205 milioane de dolari. Deci, prima concluzie care este acest sector, care ei, de ce le folosesc împreună? Că ei sunt ca gemeni, frați gemeni. Este un unele țări nici nu le deosebesc, mai mult ca atâta că ne uităm la investițiile globale, veți vedea că investițiile sunt luate împreună și în prezent investițiile globale străine care se realizează în toate țările lumii, jumătate din toate investițiile se realizează în aceste două sectoare. Cu salariul. Într-adevăr, avem o discrepanță. Anul 2022, estimativ, de ce dau estimativ, noi avem în sectorul IT salariul a depășit 36.000 de lei, în sectorul serviciilor pentru business se apropie de 13.000 de lei. Aici vreau să spun că, spre deosebire de alte sectoare, cel mai rapid, practic, în acest an a crescut salariul sectorul serviciilor pentru business, sectorul acesta despre care noi astăzi vorbim, ceea ce este îmbucurător, deoarece
scade puțin decalajul dintre serviciile pentru business și IT și crește diferența cu salariul mediu pe economie. În 2023 noi credem că salariul în sectorul IT va depăși 42.000 de lei, salariul mediu, în sectorul serviciu pentru business 15.000 de lei, iar în sectorul real al economiei salariul va fi de circa 12.400 de lei, 12.000 aproape 500 de lei, vorbim de salariul mediu brut. Calculat în dolari, din ce cauze o dolar, de simplu motiv că majoritatea și cei din sectorul IT și cei din sectorul serviciilor pentru business lucrează pentru piața externă și ei sunt într-o economie globală. Nu este corect cel din sectorul serviciilor pentru business, sectorul IT, să-l compari cu cel de salariu din economia locală, deoarece el este în competiție cu alte țări. Salariul în sectorul IT, noi am crezut că în 2022 vom trece de 2.000 de dolari, da? El în ultimul trimestru a trecut de 2.000 de dolari, dar media anuală este 1.930 de dolari. În acest an, noi suntem categoric deja am trecut de 2.000 de dolari și în sectorul IT noi avem salariul de peste 2.000 de dolari. În sectorul serviciilor pentru business noi am ajuns la 680 de dolari salariul mediu în 2022 și în acest an 825. Scade diferența, deci oricum față de 2013 s-a accentuat diferența, dacă în 2021 diferența era dintre sectorul IT și servicii pentru business era de 3 ori, acum 2,8. Din simplu motiv că în acest an și în 2022 salariul în sectorul pentru business, deoarece acum s-a atrage mai mare atenție, guvernul, acum trebuie să spunem că guvernul atrage o atenție sporită acestui sector de servicii pentru business. Toate acestea au dus la ceea că salariul în acest sector a crescut mai rapid decât în alte sectoare, lucru care trebuie să ne bucure. Dacă luăm sectorul serviciilor pentru business și salariul mediu pentru economie, observăm că în 2013 era o diferență mai mare, apoi s-a redus această diferență în 2020-2021, iar în 2022-2023 se diferențiază, deoarece în acest sector salariul crește mai rapid decât crește în alte sectoare. Deci, la urmă, încă o dată anunțul, pe data de 14 septembrie va avea loc acest summit despre care am spus. Care este concluzia? Economia Republicii Moldova, din păcate, nu are foarte multe sectoare unde ne putem mândri cu o competitivitate și cu un succes atât de remarcabil ca în sectorul serviciilor. Cel mai dinamic sector care s-a dezvoltat în ultimii ani, într-adevăr, vreau să o spunem, este sectorul serviciilor și în special sectorul IT și în ultimii 2-3 ani de zile vedem o creștere destul de promițătoare în sectorul serviciilor pentru business. Tot ce trebuie să facă guvernul este ca să dezvoltăm aceste două sectoare, deoarece ele, într-adevăr, ne permit creșterea exporturilor și, cel mai important, ne permit creșterea locurilor de muncă din țară. Ele, de fapt, sunt pernuța noastră în ultimii ani de zile și, nu în ultimul rând, ne permit să plătim salarii mai mari decât media națională. Deci nu este de ajuns să creezi locuri de muncă în țară, este extrem de important să creezi locuri de muncă bine plătite. Ori anume în sectorul IT, dacă observați, și în sectorul serviciu pentru business, salariile, dacă în primul caz sunt pur și simplu de 3 ori mai mari decât media națională, în cazul 2 sunt puțin, dar mai mari decât media națională, în ultimii 2 ani de zile, vorbesc de anul 22 și anul 23, deoarece tendința se păstrează, este o creștere mai rapidă decât media națională, ceea ce înseamnă că acest sector a reușit să-ți găsească nișa sa de export și acest sector a reușit să găsească o modalitate de a angaja tineri pentru ca să le ofere un loc de muncă mai bine plătit decât ceea ce este în medie pe economie. Aceasta am vrut să spun și încă o dată să nu uităm, secolul 21 este sectorul, este secolul serviciilor și Republica Moldova trebuie să intre activ și puternic în acest domeniu, iar guvernul să nu uite că are nevoie de politici active pentru a nu pierde competiția globală. Toată lumea în prezentă luptă pentru a lua din această nișă de piață cu o creștere fulminantă întreaga lume și Republica Moldova trebuie și ea să participe la această activ. Vă mulțumesc și pe data viitoare!